Salut! Salut! Spune-mi, te rog frumos, cine ți-a spus despre casele de aici, din Good Afternoon Residence? Sincer, nu mi-a spus nimeni. Am găsit pe internet site-ul Good Residence. Noi ne doream, eu împreună cu viitoarea soție, să ne mutăm la casă. Te-am într-o seară și am zis ce ar fi să ne mutăm la casă. Și atunci am intrat pe internet, am găsit site-ul Good Residence, am făcut o programare pentru vizitare împreună cu Robert. Am venit într-un weekend și ne-a prezentat casele. Ne-a prezentat luna, ara și partea aceasta care se dezvolta în momentul respectiv, în februarie, și ne-a plăcut foarte mult ce am văzut. Efectiv, când am ajuns acasă seara, pe parcursul nopții am visat casele și ne-a plăcut foarte mult. Am simțit că ne vom simți bine aici, în complex. Am înțeles. Și la casă, ce ți-a plăcut practic? Spune-mi 3-4 lucruri care ți-au plăcut foarte mult la Casa Maia. Uite, la Casa Maia, îți spun sincer că înainte de a ne decide să ne mutăm la casă, nu concepeam o casă fără etaj. Dar când am văzut casele pe pământ, pe un singur nivel, chiar m-am îndrăgostit și am zis, wow, se poate și o casă să fie super și fără să aibă etaj efectiv. Ce mi-a plăcut la Maia e faptul că e înaltă, e mai înaltă față de celelalte, are o suprafață mare de 110 metri pătrați utili, are 3 dormitoare și e generoasă ca și spațiu și foarte bine compartimentată. Am înțeles. Și la ansamblu ce-ți place? Și comunitatea de aici, practic? Ceilalți vecini, cum sunt, cum ți se par? La comunitate sau la ansamblu îmi place faptul că e în nordul Bucureștiului. Îmi doream foarte mult în nord. Noi am căutat și în Corbeanca, am căutat și prin Săbăreni, însă nu ne-au încântat foarte mult prețul de acolo. Avem un buget, a trebuit să ne încadrăm în buget, să nu ne întindem mai mult decât ne este plapuma și referitor la raportul preț-calitate, cel mai bun este aici, în ansamblu, în Good Afternoon. Ce mesaj ai pentru alți proprietari care practic vor să cumpere aici o casă? Ce le-ai spune? Cum i-ai convinge? Ascultați-l pe Robert Sârbu că știe ceea ce spune. Am înțeles. Mulțumesc mult! Plăcere!